Bună seara, dragi prieteni! Sunt aici astăzi seara la invitația prietenului nostru, Cătălin Vasile. Suntem mai mulți din comitetul care am coordonat campania de peste 3 ani a referendumului. E aici și doamna Ana Corina Săcrieru, este și Andrei Manea, alături de soția dânsului. Câțiva dintre cei care au stat zi și noapte pentru a duce la bun sfârșit una dintre cele mai frumoase misiuni pe care viața și bunul Dumnezeu ni le-a îngăduit. Cătălin a fost aproape de la început, chiar de la început, unul din pilonii echipei noastre, un om care a stat zi și noapte slujind această mare comunitate care este poporul român în această luptă a referendumului, pe care mulți dintre noi nici astăzi n-au înțeles-o, dar să sperăm că va fi înțeleasă la adevărata ei amplitudine cât de curând. Cătălin, repet, a fost unul dintre pilonii echipei, un om cu o dăruire extraordinară și, ceea ce este foarte rar astăzi, un om autentic. Un om care nu are două personalități, un om care slujește până la capăt în momentul în care se angajează, un om curajos și un om care a trecut prin prigoana prin care au trecut mulți dintre cei care s-au angrenat și s-au angajat pentru referendumul de acum un an. Se împlinește acum un an. Prodocens pentru a învăța și ce să învățăm? Cred că una din, sau două lecții ar trebui să învățăm cât mai mulți dintre noi și cât mai mulți, poate chiar dintre copiii noștri. De asta cred că ar fi bine să discutăm din când în când și despre o teologie a curajului. Trebuie să fim din ce în ce mai curajoși în a ne apăra pe noi înșine, societatea, biserica, bisericile noastre și mai ales și o teologie și o acțiune a solidarității, a comuniunii cu cel mai aproape sau cu cel mai departe de noi. Cătălin e un om cu inima bună. Ce înseamnă un om cu inima bună? Un om în care Dumnezeu și-a pus amprenta și degetul de lumină. Îi mulțumim lui Cătălin pentru toți acești 3 ani, pentru darul său de a fi autentic, de a fi credincios și cinstit și darul de a-și recunoaște greșelile, de a merge împreună după momentele grele. Un om pe care m-am bucurat că l-am cunoscut și un om care va rămâne în inimile noastre și noi sperăm în inima sa. Noua platformă media, extinderea mai vechiului Prodocens Media, e un proiect, cred că e un proiect pe care și l-a definit sau redefinit, inclusiv având experiența referendumului și a ultimele luni a campaniei pentru referendum. Dumnezeu să te binecuvânteze, Cătălin!